Vă propun ca temă de modelare acest scaun celebru al lui Jerry Tritwell, în care o să respectăm anumite condiții geometrice, care sunt de fapt condițiile specifice impuse de stilul cubist. Elementele învecinate se ating, dar nu se intersectează. Ca și dimensiuni numerice, elementele cu care lucrăm sunt cele cu secțiune pătrată, au latura de 25 de milimetri, dar o să lucrăm în centimetri. Și tăbliile au grosimea de 1 centimetru. Trebuie respectată perfect simetria obiectului și acele condiții de atingere, de tangență. Ca să lucrăm, vom folosi de data asta o imagine dată ca imagine de fundal. O să încep un fișier nou și de aici aleg template-ul Small Object Centimeter pentru a rezolva rapid toate setările care țin de unitatea de măsură, suprafața de grid și niște leere gata create. Comanda de inserare a unei imagini de fundal într-un viewport din Rhino este Pick Frame. Încep să tastez Pick. Când apare la linia de comandă, dau Enter. Aleg imagine. Mișc cursorul în viewportul în care vreau să o inserez, vreau să o inserez în front. Clichez într-un punct oarecare și putem activa orto. O dimensionez clicând celălalt colț al bazei. Deocamdată dimensionarea a fost făcută la ochi pentru a o scala. Folosim o informație cunoscută dată pe imagine, în cazul ăsta scala. O să folosim astăzi comenzile de modificare și nu gambelul, pentru că ele ne oferă opțiuni suplimentare. Scale 3D scalează proporțional pe toate direcțiile. Selectez obiectul de scalat, dau Enter cu click dreapta. Apoi ni se cere care este originea, care e punctul fix al scalării, fiindcă ar trebui să-l așez aici în colțul gridului. Rețeaua grid snap nu mă lasă. Fac zoom și clichez cât pot de exact pe pixeli, urmărim pixeli. Acela e punctul fix al scalării. Factorul de scală nu ne este cunoscut. Acum ne întreabă care e factorul de scală sau care este primul punct de referință. Punctul de referință este acesta, cel la capăt al segmentului cunoscut. Clichez. Și acum vedem că se dimensionează ținând primul punct pe loc și reglând dimensiunea segmentului de referință grafic sau numeric. Tastăm 10, Enter. Și acum am obținut de aici până aici un segment de lungime 10. Și toată figura e proporțională. Următorul pas pe care vreau să-l fac e să-mi aduc figura asta cu punctul preferat pentru origine de pe imagine în ordinea sistemului de coordonate și fac asta cu comanda Move. Selectez obiectul, dau Enter. Indic la întrebarea Point to Move From, indic punctul de plecare și la următoarea întrebare, point to move to, scriu 0,0. Observăm că s-a așezat bine. Acum am nevoie de cealaltă vedere în right, dar voi folosi aceeași imagine pe care doar o rotesc ca să nu mai fac toate setările. Transform, rotate, punctul fix. Punctul fix trebuie să fie în origine. Scriu 0,0. Unghiul de referință. Clichez undeva pe orizontală. Opțiunea copii o activez, clicând aici. Și apoi la Second Reference Point clichez undeva pe verticală. Deci iarăși am arătat grafic unghiul de rotație în loc să scriu 90 de grade. Acum am două figuri pe care
aș vrea să le mai optimizez, în sensul că aș vrea să văd prin ele și pentru asta le selectez de la Properties, Material, al doilea buton. Opțiunea Transparent poate fi modificată. Până începem să vedem prin ele, iar de la primul buton știm că putem scoate generatoarele. Și acum mai e ceva de făcut, trebuie să poziționez și vederea laterală corect, așa cum am făcut cu vederea frontală. Aceasta o fac cu mutare. Transform, move, punctul inițial e aici, clic, punctul final e 0,0. Acum, când am nevoie de elemente din profilul scaunului, le preiau de aici. Când am nevoie de deschideri, de lățimi, le voi prelua de aici. Deci voi lucra rând pe rând în fiecare viewport, după cum am nevoie de ele. Am mai putea face ceva, pentru că obiectul se va crea aici, suprapus imaginilor, probabil că ne deranjează, și atunci putem să tragem imaginile astea, să le împingem mai în spate. Deci, imaginea din planul frontal să fie dusă mai în spate. Aici folosesc gambe. Imaginea din planul lateral să fie dusă mai spre stânga, astfel încât obiectul să se creeze aici frumos. După ce am făcut toate aceste setări, recomand să facem un curent, un alt de aer în care vom desena și să blocăm cu lăcățelul elementele de referință ca să nu mai putem mișca accidental și să nu ne încurce la selecții. De acum putem desena. Așa cum am spus, elementele de lucru au dimensiuni de 2,5 cm. Pentru asta trebuie să ne ajutăm de setările de la GridSnap, cu clic dreapta aici. În loc de snap la 1 cm, să sară din 0,5 în 0,5. Iar pătrățica rămâne în continuare 1 cm. Ok. Gridul snap să fie activ. Marez viewport-ul frontal și desenez un dreptunghi. Dreptunghiul se desenează prin indicarea a două colțuri opuse. Să fac primul picior aici, respectând rețeaua grid prioritar și folosind desenul doar orientativ. Piciorul trebuie extrudat, surface, extrude, stride. Opțiunea inițială folosită anterior, bowside, nu ne mai ajută, o dezactivez. Iar opțiunea solid trebuie activată pentru ca programul să pună capace aici. Deci, selectez, surface, extrude, stride, solid, yes, both side, no. Înălțimea de extruziune e 2,5. Am creat obiectul. Curba folosită nu ne mai trebuie, o să o șterg. Acum, el e desenat corect în vedere frontală, dar nu stă bine în vedere laterală. Îl mut. Din nou mă folosesc de rețeaua grid. Și urmează să-l copiez în front ca să folosesc și celelalte, să îl pun și pe celelalte poziții și apoi să-l scalez. Copierea se face cu gamba. Și alt apăsat. Scalarea pentru a o face exact o să o facem cu comanda de scale. De data asta vrem doar să lungim elementele, nu să le și lățim, așa că o să folosim comanda scale unde. Selectez
obiectul, dezactivez modul OSNAP. Vreau să lucrez folosindu-mă doar de rețeaua grid, care în cazul ăsta mă ajută suficient de mult. Scalez pe o singură direcție, punctul fix îl indic aici. Punctul de referință al scalării e aici. Punctul final al scalării aici. La fel și pe acest picior. O repet comanda cu Enter. Punctul fix e aici. Punctul de referință e aici. Punctul final e aici. Deci vezi că aici am folosit scalarea indicând dimensiunea finală. Aici am folosit scalarea indicând grafic. Lungimea finală. Putem folosi aceleași elemente și pentru traversele orizontale. Prin rotație, cu opțiunea de copiere activă, vreau să rotesc elementul ăsta și să-l aduc pe orizontală. Care e punctul fix? Păi ar putea fi ăsta punctul fix. Care e direcția de referință? Verticală. Și care e poziția finală? Orizontal. Dau click dreapta, adică Enter, ca să închei comanda. Repoziționez segmentul așezându-l bine la un capăt. Apoi îl scalez pe o singură direcție. De aici. Punctul fix aici. Punctul de referință aici, punctul final. Și repet, o altă apăsat, fac o copie și mai sus. Cu grid, mă folosesc de grid ca să le așez bine. Cu scale 1D. Dau punctul fix în capătul pe care l-am așezat bine. Punctul de referință aici. Punctul final aici. Acum să vedem în vedere laterală. În vedere laterală observăm că lucrurile astea trec unele prin altele. Elementul acesta trebuie deplasat ca să stea lipit pe partea interioară a piciorului. Elementul acesta trebuie scalat, fiindcă el e mai mare. Atât de mare. Ne-a mai rămas de făcut elementele transversale, pentru care o să desenez un pătrat în dreptul de aici până aici. Deci o să-l fac de două pătrățele și jumătate latură. Și pe acesta o să-l scalez. Surface. O să-l extrudez. Extrude stride. Opțiunile anterioare solid trebuie să fie yes. Both side. De data asta vreau să fie simetric. Și extrudez în vedere laterală, luându-mi de aici înălțimea de extruziune, tot grafic. Clichez aici. Bun, am făcut o primă traversă. Acum le poziționez și pe celelalte cu copieri. Și urmăresc tot timpul condiția ca elementele să se atingă fără să se depășească. Și să verificăm acum în right dacă toate elementele au aceeași lățime. Nu, asta trebuie să fie mai lat. Să scalez. Ce a mai rămas de făcut? Să punem elementele din partea stângă și în partea dreaptă. Acum, sigur că printr-o
apăsare, prin folosirea gumball-ului am putea rezolva. Dacă să avem garanția că ne așezăm simetric față de origine, folosim comanda mirror, transform, mirror. Mirror cere două, să definim planul de simetrie prin două puncte pe care le clichez oriunde pe această verticală. Clic, clic. Și gata. Ne-a așezat elementele din stânga absolut simetric față de planul de referință. Ce mai avem de făcut este spătarul scaunului și șezutul, care sunt două dreptunghiuri înclinate. La fel, condiția de rezemare e să treacă, să stea exact aici în punctul ăsta și exact aici. La fel, placa asta trebuie să stea aici și aici. Cum fac asta fără să cunosc dimensiuni numerice? Păi, îmi fac un dreptunghi oarecare, de grosime o pătrățică, un centimetru. Îl așez astfel încât să treacă prin unul din punctele de referință și apoi fac o rotație fără opțiunea de copiere prin referință. Punctul fix e aici. Unghiul de referință e orizontal, unghiul de referință e orizontală. O să dezactivez modul orto ca să vedem ce se întâmplă. Unghiul final e aici. Și acum mai trebuie scalat ca să ajustăm capătul acesta, tot prin unidirecțional. Acum, după rotație, capetele segmentului nu se mai așează pe grid, deci acum este necesar să activăm modul ăsta. Punctul fix să fie ăsta. Punctul inițial e ăsta. Punctul final e pe aici. Și la fel procedă și pentru celălalt dreptunghi, deci îmi fac un dreptunghi suficient de mare. Aici. Îl amplasez astfel încât să trec printr-un din capete. Îl rotez prin referință. Punct fix. Direcție inițială. Direcție finală. Și îl scalez astfel încât să-l alungez, să-l duc cu capătul unde trebuie. Punct fix. Punct de referință, punct final. Aici nu s-a potrivit, mai scalez o dată, de data asta aici e punctul fix. Am dat comanda din nou cu Enter. Origin point e aici. Punctul de referință e aici, punctul final e aici. Și iată că avem și cele două elemente liniare care generează șezutul și spătarul. Nu le putem extruda pe amândouă dată din simplu motiv că cele două elemente au dimensiuni diferite. Dacă erau la fel de, dacă aveau aceeași deschidere, le extrudam dintr-o singură comandă de extrud. Surface, extrude, sprite. Opțiunea solid, yes. Mă uit în right. Și aleg lățime. Și la fel, pentru acesta, repet comanda, mă uit în right, opțiunile, opțiunea solid, yes. Boss ID, yes, evident. Și acesta este scaunul lui Jared Ritbald. De texturare nu ne ocupăm semestrul ăsta.